Cu doi oameni mai puțin pe teren, Gloria Buzău a încheiat la egalitate 1-1 partida disputată pe terenul celor de la Rapid CFR Suceava. Meciul a început cât se poate de prost pentru Gloria, care a primit gol încă din minutul 2. Continuarea a fost horror după ce buzoenii au rămas în inferioritate numerică, stoperul Vârtej primind direct cartonaș roșu. În minutul 64, Gloria a rămas cu doi oameni mai puțin. Mijlocașul Danciu a primit direct cartonașul roșu după ce i-a adresat o serie de cuvinte neortodoxe centralului Florin Miron din București. Însă, în loc să primească gol, Gloria a dat lovitura cu 10 minute înainte de final, când Ghiță a marcat golul de 1-1. O reușită fantastică pentru mult chinuita echipă buzoiană. De notat că din pricina lipsei banilor, jucătorii Gloriei au făcut deplasarea la Suceava cu mașinile proprii. Sâmbătă, în penultima etapă, buzoienii vor primi vizita celor de la CS Balotești, iar apoi vor juca la Pojoruta în ultimul meci al campionatului. Buzoienii mai au nevoie de doar 2 puncte pentru a fi matematic salvați de la retrogradare.